o clădire, cred că a fost un hotel înainte ce duce pe alea la steaguri din Neptun. Ne-a atras atenția, este în paragină, după cum puteți vedea. Wow, mirosul este îngrozitor. Nici măcar nu este îngrădită clădirea sau, nu știu, încuiată. Probabil că oamenii străzi își fac veacul pe aici. Te trec așa niște fiori pe șina spinării. Clădirea ar putea fi ar putea atrage probabil atenția regizorilor în vederea realizării unui film de groază. Și este incredibil cum arată aici. O să încercăm să aflăm a cui este acest imobil lăsat în paragină. Uitați cum arată clar, nici iluminat public, geamuri sparte. Este incredibil cum arată această clădire. Situată pe drumul spre plajă în Neptun. Ia uitați, probabil că aici au găsit adăpost oamenii străzii sau cine știe. Incredibil cum arată. Cred că în această clădire este cineva, pentru că se aude și gălăgie. Așa cum spuneam, probabil oamenii străzi. Bate și vântul afară și sunt niște zgomote înfiorătoare aici. Parcă ne-am aflat într-un, așa cum am spus, într-un film horror. Uitați, acte, arhivă, documente, reviste. Încercăm să mai urcăm un etaj. Nu e nimeni în clădire, se aud copiii de afară. Aici nici ușile nu mai există. Panoul electric, vedeți, nu mai este funcțional. Aceea situație și la etajul următor. Sunt mochete. Nu sunt mochete, niște conducte.
Tot ne-am găsit ceva pe jos, poate ne dă un indiciu. Neptun Olimp. Neptun Olimp. Bilet valoric. Deci este posibil ca acest imobil să aparțină societății Neptun Olimp. Vom investiga situația. Uitați că am găsit ceva pe jos. Nu știm, sunt niște pliante, posibil să fi fost aduse aici de... Este probabil să fie și hotelul Ovidiu, nu este nicio siglă pe afară, să putem să ne dăm seama. Zgomotele de aici îți transmit o stare așa de frică, dar nu este decât vântul. Vedem și saltele cu sticle de bere, de băuturi răcoritoare. Cam atât din interiorul imobilului.